foarte faină, să știi. Dacă n-ai bani, măcar te bucur de miros. Te încarcă pe energia banilor, a prosperității. Bă, n-am bani, dar ce frumos îmi miroase portofelul. Dar ce frumos nucește portofelul. La săgetători, clar că vor veni, vor veni mișcări foarte... mișcări deodată, da? Mișcări neprevăzute, în, mai ales vis-a-vis de un proiect pe care l-au făcut... Năpraznice. Bruște. Năpraznice, bruște, neprevăzute, impulsive. Uite, de exemplu, săgetătorii care au lucrat împreună cu un coleg la un proiect, da? Îl pot prezenta în fața șefilor și poate deveni wow, wow, ce tare e. Și, băi, automat vor fi remunerați sub o formă sau alta. Acum, na, știi cum e, să mai ceară și ei bani, că știi cum e. Copilul, nu, dacă nu plânge, nu primește... Capricorn. Sau mai era ceva la mai era la săgetători faptul că cei care nu se responsabilizează la locul de muncă, că cei care nu oferă interes, cei care nu oferă implicare la locul de muncă pot, pot fi concediați de pe o zi pe alta, da? E, cei care au activități în domeniul medical sunt bine aspectați în, în luna mai, da? Capricorn. Capricornii. Zilele cu impact, ziua de 2, 11, 21, 23, 26, vizați mai ales cei născuți în zilele de 1, 10, 11, persoanele din zodia Leu, Gemeni și Pești au un impact mai mare în, în luna mai pentru Capricorn. Pentru ei, șansele financiare și norocul financiar pe care îl pot crea în această lună și care poate dura 14 ani, vine prin copii și prin persoane mai tinere, da? Copiii tăi sunt norocul tău, fă ceva cu ei, nu știu, ei te pot încărca cu o energie atât de benefică încât ai senzația că cucerești lumea. Te poți îndrăgosti de cineva și îți poate crea acea energie. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva că s-a îndrăgostit de, mă rog, s-a îndrăgostit recent și efectiv simte că poate face absolut orice față de starea pe care o avea înainte. Chiar să-și divorțeze. Ce anume? Chiar să-și divorțeze. Aia, chiar aș fi divorțat pe asta, persoana asta și de un an jumătate cu altcineva. Bine, eu n-am vrut să dau exemplu. Poți, ne putem îndrăgosti și cel, fiind celibatar. Te duci tu repede la... trebuie să dai tu... Ești tu omului surpriză. Exact. Nu-i bine să faci orice. Ai spus bine de divorț, pentru că, uite, conjuncția asta al Jupiterului Uranus este pe casa 5-a. Casa 5-a poate atrage triunguri amoroase, poate atrage vestea unei infidelități, adică... Bine, uite, hai să o spun altfel. Te poate ajuta amantul, da, cu o sumă de bani, da, ca să o dau așa mai pe partenerul romantic, cine-o fie ăla. Așa, okay. Da. Uite, capricornii care doresc, care sunt dependenți de jocuri de noroc, de țigări, de droguri, etc. În următoarea perioadă, dacă încep anumite remedii sau cer ajutor specializat, este o perioadă în care sunt susținuți în această direcție. Bineînțeles, trebuie să și vrei, da? Că unele adicții devin practic o boală. Dar uite, în perioada următoare sunt bine aspectați. Negocierile, capricornii în următoarea perioadă pot specula și negocia. Îți dau un exemplu, da, ca să înțeleagă capricorn. Nu știu, stai la o șuietă cu cineva și capricornul este întrebat, băi, dar cât costă casa asta în care stai? Și el la mișto, casa valorează 100 de mii și el spune 250 de mii, hai că ți-o cumpăr eu, că am eu un feeling foarte bun în casa asta. Și el spune, a, ok, din prima am câștigat 150 de mii de euro, e doar un exemplu, da? Da. Dar nu e imposibil. Și instinctul să-și asculte instinctul în perioada asta capricornul, pentru că... instinctiv poate face lucruri care le poate aduce foarte multe beneficii. Atenție la comunicare în luna mai pentru Capricorn, pentru că e Saturn în casa asta a treia care îi pot face pe ei mai incisiv, mai impulsiv și pot pierde oportunități, mai ales că Pluto-i la ei casa a doua pentru 20 de ani și trebuie în următoarea perioadă efectiv să spună, măi, la ce sunt eu bun, cu ce fac eu banii. Adică la ei chiar e foarte important să încă o dată să vadă care le sunt talentele. Uite, la ce sunt eu bun? Cum era? Că mi-ai dat un seara aia. Harul divin. Talentul divin. Când era cu Gabriela Cristea, când ai spus tu, câte genile spuneau de talentul divin. Gabriela Cristea și-a găsit talentul divin în bucătărie. Corect. Bravo. Da. Am înțeles. Vărsător. Facem așa. Pentru prima oară nu ne înjure peștii. Mai luăm vărsător și luăm publicitate și apoi peștii vor avea tot timpul din lume după publicitate și cu mesajul divin. Okay. Perfect. Deci nu mai alergăm peștii. Perfect. Deci trecem la vărsător acum. Vărsător acum, 3-4 minute și luăm publicitate. Da. Zilele cu impact pentru vărsător 6, 8, 17, 23 și 27. Cei născuți în zilele 3, 13 și 14, Leu, Fecioară și Rac sunt persoanele care vor avea impact
și pot influența pe vărsător în luna mai. Șansa vărsătorilor în această lună vine prin intermediul familiei. Pot face o afacere de familie. Pot fi ghidați de familie, da? Du-te, hai, vin încoace să-ți revii lângă noi, hai, uite că-ți trimite noi o sumă de bani. Sau fac o vizită la casa părintească, lăsată în satul cu tare, din județul cu tare. Ei, acolo, practic, nu știu, poate li se revelă așa o informație sau efectiv se întâlnește cu cineva care, măi, uite, e bine că am făcut călătoria asta la casa asta părintească, uite, nu m-aș fi gândit niciodată că putem face asta împreună. Tot ce ține de an și de tradiție, să nu uităm să spunem de partea asta tradițională. Da, și voiam să spun că unii vărsători pot deveni independenți financiar și pleacă de lângă părinți, da? Se duc și își creează independența într-un loc mai personal, mai intim, da? Și, da, Adina, ai spus foarte bine. Activitățile ce au spre spectrul ăsta tradițional, da? Mâncare tradițională, lucruri făcute handmade. Da, exact, mai ales cu mâinile, da? Pentru că eu în casa, mă rog, eu într-o casă am familie am și tot ce, e tot ce înseamnă tradițional, dar cu mâinile, da? Cum e Gabriela Cristea, da? Cozonacul, croșetatul, meșteșugăritul, stomatologia, injecțiile, tot ce înseamnă... Da, mai ales, exact, lucrurile făcute cu mâna și mai ales aceste lucruri domenii ce țin de tradiție, da? Nu știu, haine tradițional... Olărit. A, bravo, chiar ai scris, spus, Adina. Restaurant tradițional, meșteșugărit, olărit... Ce? Cine dracu mai olorește acum, doamne? Sunt, da, să știi, sunt. Să mai te și umpli de bani? Ca hobby. Ah, okay. Pentru vărsătura... Fica mea o să aibă la grădiniță. Te iubesc, Carle, te iubește, mami. Ce o să aibă? Olorit? O să aibă... Pentru vărsători în luna mai, practic, schimbă locul, schimbă norocul, da? E vorba de loc. Locul în familie, locul... N-ai... Când vorbești de foarte dor de fiica mea și când vorbesc de ea și mă emoționez. Am înțeles. Păi nu v-am mai văzut de mult? De ce? Ba da, dar de câteva zile în București. Sunt de câteva zile în București. Ah, ok. Credeam că e plecată ea pe undeva. Păi, no, unde să pleci fără mine? N-are voie. E micuț, așa e, da. Și o chestie foarte, foarte importantă. Efectiv, vărsătorii pot trece la un alt, la o viață de lux, da? Efectiv, radical, pot schimba total statutul social. Efectiv, pot avea o viață de lux. Brusc? Brusc, efectiv. Îl cunosc pe unul cu bani. Brusc, brusc, păi și da, imediat. Asta e un brusc, asta și normal. Asta spunea, sunt evenimente foarte bruște, foarte dineant. Dar dacă te duci la casa părintească, te duci la casa părintească și te duci, nu știu, în beci. Știi că există beci. Și acolo găsești 5 lingouri de aur. Uite așa, de pe zi pe alta, proteza de aur. Da, e o... Mă rog, pentru că partea asta ține într-adevăr și de excavări. Partea și partea imobiliară, nu știu, apartamente, terenuri, da, pot investi, pot vinde, pot cumpăra. Sunt foarte bine aspectați vărsătorii în această lună mai. Așa să le rămână numele, cum e, așa să-i ajute Dumnezeu. Deci, luăm câteva minute de publicitate și apoi revenim cu peștii. Pe care nu-i mai alergăm ca de fiecare dată și cu mesajul divin pentru fiecare zodie. Centru vechi, pești! Și am ajuns la pești. Și am încălecat poșa și am zis ajuns și noi la pești. Așa. Da. Zile cu impact 8, 9, 20, 22 și 26. Cei născuți în zilele 8 de 8, 11 și 14, iar racii, berbecii și taurii vor avea impact, aceste zodii vor avea impact pentru pești în această lună mai. Mai ales, de exemplu, dacă ai un frate, o soră născută sub această zodie, cu siguranță poți primi sprijin de la ei, pentru că aceasta este șansa și norocul lor financiar în luna mai. Împreună cu un frate, cu o soră, poți crea sau te poate ajuta, poți crea un proiect comun care poate la fel avea efect timp de 14 ani. Să ia în considerare orice informație pe care o primesc în luna mai cei născuți în zodia pești, pentru că fie că e mail, fie că e mesaj, fie că e poștă, fie că îți spune un vecin, măi, uite, eu m-am înscris la niște fonduri europene, dacă vrei, uite, îți dau și eu numărul de contact, că putem lua niște bani. Orice informație, adică să fie ascultători pasivi în luna mai,
pentru că practic prin, prin asta îi pot atrage, atrage bani în, în următoarea perioadă. Ce-i drept, mentalul lor este un pic... Au creativitate practic în, în luna mai, care le poate ajuta foarte mult, de exemplu, în a scrie un jurnal, în a începe să scrie o carte, sau cei care deja au scris o pot publica sau pot timid să o expună pe rețelele lor de socializare și poate deveni viral, da? Uh-huh. Creativitatea sub orice formă poate fi chiar și la locul de muncă, da? Fii mai creativ, propune idei creative față de un produs, față de un, nu știu, o modalitate de lucru, cu siguranță îți va aduce un plus de valoare. Este recomandat peștilor, de exemplu, să se înscrie la cursuri speciale de, măi, cum se fac bani în, în domeniul respectiv, cum se fac bani în domeniul respectiv, adică să își creeze o autodisciplină financiară. Despre, deci informația despre bani este efectiv punctul principal în luna, în luna mai pentru ei. Asta voiam să spun, Oana, cum Saturn e în peș și Pluton în casa 12 la ei, e posibil să spună, lasă-mă, măi, cu vrăjile astea, mai lasă-mă. Nu! Să se aerisească din punct de vedere mental și să fie activ la orice, la orice informație. Uite, se pot duce să bea o cafea cu, cu cineva și aud lângă masa lor pe cineva vorbind de o chestie care poate au avut-o și în minte acum mulți ani. La fel, deplasările mici, ori în altă localitate, ori mai aproape de casă, le pot aduce anumite interacțiuni care, în urma cărora, la fel, pot crea anumite conexiuni, anumite lucruri benefice pentru ei. Sau, de exemplu, dacă se simt presați, urcați-vă în mașină sau faceți efectiv o, o plimbare cât de scurtă este ea, pentru că te poate ajuta și te poate scoate dintr-o stare de presiune mentală foarte, foarte, foarte mult. Așadar, fiți atenți la relația cu frații, cu surorile, organizați-vă acolo un buget. Uite, de exemplu, peștii pot primi o sumă de bani din partea lor. Sau... pot primi o idee din partea unui frate sau unei surori sau chiar a unui vecin. Uite, am auzit de un job, da? Pentru că cei care, peștii care caută un job, la fel, informația, că stai pe internet, caută, da? E foarte important să cercetezi în această... Să fii mic detectiv. Exact, exact. Pentru că sunt unii pești care pot pica pradă depresiilor, pot pica pradă unor tensiuni mentale foarte... Dar peștii de pradă, nu? Da, exact. Și de asta ei trebuie să se ridice cu forța, adică să nu piardă, aceste unii aceste pot deveni trainer într-o anumită activitate, da? Trainer la locul de muncă, trainer, profesor, da? Pot ajunge efectiv pe poziția pe care au visat-o. Măi, am visat să devin profesor de engleză, profesor, nu știu, trainer în educație. Am visat să devin profesor de engleză, nu știu. Mă rog, am visat să devin profesor de engleză.